despre cât de inspirată sau neinspirată este campania electorală până în acest moment cu invitații noștri, pentru că ne vom uita la imagini noi, imagini proaspete cu aceeași temă, metroul bucureștean. Pentru că, vă spuneam, Cătălin Cârstoiu, candidatul PSD-PNL, insistă. A fost și astăzi cu metroul. Numai că fotografiile sunt un pic diferite, îl vedem inclusiv la turnicheți, apoi îl vom vedea într-un metrou aglomerat, stă de vorbă cu oamenii. Aceasta este o fotografie reală, făcută astăzi de staful de campanie al lui Cătălin Cârstoiu. Vor mai fi câteva fotografii. Ce ați văzut, iată, un metrou aglomerat, corespunzător, cum se întâmplă de obicei în București, așa se întâmplă, așa se merge cu metroul, nu cu un tren gol. Probabil că domnul Cârstoiu în primă fază a vizitat metroul ori la capăt de linie, ori într-un loc, da, e lumină afară, deci era undeva în Berceni, da? Acolo unde metroul iese la suprafață, adică la un capăt de linie. De aceea era atât de aerisit trenul cu care a circulat prima oară Cătălin Cârstoiu. Există însă câteva evoluții interesante despre care vom vorbi imediat. Prima dintre ele este că primele postări de la metrou au fost șterse de pe Facebook de Cătălin Cârstoiu. O altă evoluție interesantă este că rețelele sociale s-au umplut de meme-uri pe tema acestei călătorii cu metroul. Unul dintre aceste meme-uri a fost Adineauri, acum un altul. Acesta a făcut carieră și o să vedeți în această seară inclusiv fotografii unde în loc de Cătălin Cârstoiu este chiar și Emil Boc. Se spune că ar fi ajuns problema chiar și la Cluj, unde metroul încă n-a ajuns, dar a ajuns problema. E o temă. O temă de discuție, stăm de vorbă cu invitații noștri imediat. Înainte însă, e foarte interesant ce se întâmplă, pentru că indexul Marcel Ciolacu ne arată ce se întâmplă de fapt cu prețurile. Știți, Institutul Național de Statistică ne-a spus, inflația pentru 2023 a fost de 7,3%, nu, inflația a fost mai mare, aproape 15%. Prima lună din 2024 a fost de 7,3% inflația și astăzi Marcel Ciolacu ne spune că prețurile vor scădea pentru că vom ajunge în a doua jumătate a anului la o inflație de 5%. Numai că în numai 6 luni, bonul acela, bunurile, coșul lui Marcel Ciolacu s-a scumpit cu 7%. Dacă în 6 luni coșul s-a scumpit cu 7%, dacă ar păstra același ritm prețurile, același ritm de creștere, am ajunge la o inflație de 14%. Deci, este posibil ca unele dintre produse, cel mai probabil cele foarte căutate, cele foarte cumpărate de români, să se fi scumpit mai mult decât celelalte, în așa fel încât media să iasă, cum ne spune Institutul Național de Statistică. Este primul subiect pe care îl discutăm în studio Liliana Ruse, este realizator briefing. Bună seara, Liliana Ruse. Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro, realizator live. Bună seara. Bună seara. Ion Meioniță este redactor șef Istoria. Bună seara. Bună seara. Și Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Prelipceanu. Bună seara, invitații. Despre prețuri vorbește și Marcel Boloș, ministrul finanțelor. Spune că a fost neplăcut impresionat la Cluj, a mers la piață pentru el și pentru mama, a cumpărat verdețuri, carne și lactate și a dat 500 de lei. Marcel Ciolacu însă nu are nicio problemă cu scumpirile, el le vede altfel. Spune că vom avea, stați liniștiți, inflația ajunge la 5%. Probabil printr-un ordin guvernamental, mă gândesc, va interveni guvernul și va stabili cât trebuie să fie prețul și cât trebuie să fie inflația, 5%. Este această realitate alternativă în care premierul României trăiește de ceva vreme, probabil că în acea realitate alternativă lucrurile s-au ieftinit, facturile sunt mai ușor de plătit, salariile au crescut foarte mult și atunci nu mai e niciun fel de problemă. Bineînțeles că noi cu toții simțim această creștere a prețurilor, iar guvernul nu are cum să intervină într-o piață liberă și să stabilească, a încercat și încearcă să plafoneze niște prețuri, dar nu le poate controla pe toate. Iar această promisiune pe care o face, în opinia mea, fără acoperire, Marcel Ciolacu, de scăderea prețurilor, s-ar putea să-l coste în campania electorală, pentru că oamenii vor ține minte. Și o să spun așa, domnule prim-ministru, ne-ai spus că deja în 6 luni din iulie încolo o să ne scadă prețurile. Unde sunt prețurile scăzute?
Unde sunt? Ai promis și ne-ai realizat. De fapt și de drept, domnul Ciolacu ar trebui să spună că sunt lucruri pe care le reglează piața, guvernul poate să facă ce poate să facă în limitele pe care le are și de aici încolo să ajute economia să meargă, astfel încât oamenii să câștige mai bine, să-și poată plăti cu lejeritate măcar cumpărăturile de bază. Robert Kiș, va fi sau nu un subiect? E un subiect pe care le evită? Va fi acesta un subiect de campanie electorală? Cu siguranță nivelul de trai al românilor este un subiect de campanie electorală. Că își doresc, că nu își doresc, este un subiect de campanie. Pentru că înainte de a merge să dea un vot, românul se uită și la nivelul de trai pe care îl are după ani de guvernare PSD-PNL. Coaliția cere votul românilor la pachet. PSD-PNL candidează cel puțin la europarlamentare pe liste comune, au candidați comuni pentru unele primării și consilii județene din România și atunci oamenii se vor uita și la acest lucru cu siguranță. Și dincolo de buzunarul fiecăruia dintre noi, oamenii se mai uită la cum se raportează guvernanții la creșterea prețurilor. Se uită la ministrul finanțelor care ne spune cumva șocat că prețurile au crescut în România. E bine, prețurile cresc în România de ani buni. Inflația o simte fiecare român în buzunar de ani buni. Faptul că anul trecut am avut o inflație de aproape 15% și anul acesta, acum când vorbim, inflația este de doar 7%, nu înseamnă că prețurile au scăzut. Mm-hmm. Înseamnă că prețurile nu au mai crescut atât de mult. Însă 7% prețurile au crescut în continuare. Și lucrul ăsta îl simțim cu toții când mergem să facem cumpărături. Mergi într-un supermarket și ai ieșit de acolo cu o pungă și ai lăsat pe punga respectivă cu câteva produse în ea 150-200 de lei. Iată, ne spune ministrul finanțelor că a mers la piață și a lăsat 500 de lei la piață. Gândiți-vă că în România salariile sunt în continuare unele modeste, ca să fim indulgenți, să nu spunem că sunt unele mizere. Pentru mulți dintre români, salariul sau venitul pe care îl are în fiecare lună este undeva în jur de 3.000-4.000 de lei net. Când mergi și lași pentru câteva zile la piață câteva sute de lei, nu mai punem celelalte cheltuieli, evident acest lucru nu are cum să nu îți stea în minte atunci când mergi să dai votul, în condițiile în care îi vezi pe la televizor pe diferiți lideri politici care îți promit lapte și miere. Ei bine, nu curge lapte, nu vedem prea multă miere prin România și acest lucru cu siguranță va fi unul care va conta în campania electorală. Sub așteptări a scăzut inflația în februarie, 7,4-7,3 în ianuarie, 7,2 în februarie. Așteptările erau ca ritmul să fie ceva mai accentuat. Deci probabil 5%, cât spune Marcel Ciolacu, nu știm. Va fi atins, nu va fi atins. Da, vom ajunge în a doua jumătate anului la 5%. Promisiunile astea făcute așa. Ce înseamnă 5%? Pentru că, într-adevăr... Plus 5%. Da, spunea și Robert mai devreme. Adică se instituie această percepție că prețurile ar scădea. Uh-huh. Nu! Și nu spune nimeni clar, spune, vor crește în continuare, pentru că e inflație. Nu asistăm la un fenomen de deflație, de scădere a prețurilor. Ne aflăm într-un proces de inflație. Nici deflația nu e bună, ba chiar deflația e mai rea decât inflația. Dar acum prețurile vor crește în continuare. Nu vor crește cu 7%, din fericire să sperăm că vor crește cu doar 5%. Mm-hmm. Față de ce perioadă ne raportăm? Față de aceeași luna anului trecut, față de luna ianuarie. Deși aici sunt o serie de criterii pe care trebuie să le avem în față. A fost o creștere a inflației față de luna precedentă în ianuarie. Deci chiar a crescut inflația, numai că au crescut prețurile într-un ritm mai mic, ci au crescut într-un ritm mai mare în ianuarie. Acum încep iar să intre pe o pantă descendentă ușoară. Și s-ar putea să ajungă. Ce se întâmplă? Guvernul României are politici inflaționiste. Asta este realitatea. Pentru că pompând bani fără acoperire în economie, în diverse, creșteri de salarii, prețuri, fără legătură cu ceea ce se întâmplă în productivitate, în eficiența, în economia reală, aruncă bani pe piață ca să satisfacă cereri într-o perioadă de campanie electorală. Vedeți că toți cer în campanie electorală. Vin. Și guvernul dă la toți.
a desfăcut un corn al abundenței și cu mâinile băgate într-un sac cu bani și cine vine cioc-cioc la ușă, Marcel Ciolacu e cu teancurile de bani și le aruncă. Ba la sindicaliștii de acolo, ba la sindicaliștii, normal, toți văzând că se dă, sunt la ușa guvernului. Băi, acum, acum ori niciodată. Ori el aruncă foarte mulți bani în piață, din motive electorale, inflația este, inflația pe care o vedem cu toții în piață, atunci încearcă să acopere aceste găuri în puterea de cumpărare cu bani, bani care nu se justifică și amplifică, de fapt, creșterea prețurilor. Deci politica guvernului este împotriva politicii băncii naționale care încearcă prin pârghile pe care le are la dispoziție, rata dobânzii și așa mai departe, să strângă inflația. Dar are această, în afară de factorii obiectivi legați de prețurile generale, inflația gen nu e numai în România. Sigur, dar este nu la nivelul ăsta. Dar nu este la nivelul ăsta, tocmai pentru că în angrenajul inflației intervin politicile guvernamentale care alimentează inflația. De unde vin banii? Din deficit, din împrumuturi și gândiți-vă că domnul Boloș tot adică vorbește... Adică din bazaconii. Din împrumuturi. Asta zice domnul Boloș. Dar domnul Boloș se gândește cumva ce se va întâmpla cu finanțele României în septembrie, când va trebui să ducă la 40% creșteri de pensii. Deci aici va fi marea întrebare, să ajungem în septembrie să vedem ce se va întâmpla, nu în septembrie, ci în lunile următoare. Domnul Boloș este supărat de discuțiile din spațiul public despre deficitul bugetar și spune că astea sunt bazaconii. Bazaconiile că vai de mine ce se întâmplă cu deficitul bugetar. Trecem imediat prin coșul lui Marcel Ciolacu ca să refacem calculele, dar înainte. Nu e cam mult... Nu știu la ce piață a fost domnul ministru al finanțelor. Asta mă întrebam și eu totuși. 500, 100 de euro? Să dai 100 de euro pe verdeață, carne și lactat? Sau poate a luat o cantitate mai mare? Ceva icrenetre? Foarte mare de carne, e bănuiesc mult. Că un snop de verdeață, nu știu ce verdeață. Verdeața oricum, nu e chiar. Și mie mi se pare exagerat. Acum, eu nu știu ce, o fi cumpărat vânat. Nu mă pricep foarte bine la asta, poate de-aia a dat atât de mult. Dar... una peste alta, realitatea rămâne. A luat o de icre negre și a dat 500 de lei. Te pomenești. Se poate așa. Nu, da. Ne-a spus că a luat carne, verdețuri carne, și la nisetru. Și că a cumpărat pentru două familii. A cumpărat pentru mama și pentru el. Pentru da, iartă-mă, Cosmin, cel care spune că sunt bazaconii discuțiile acestea este același ministru care ne spunea că avem nevoie de 7 ani să acoperim deficitul. 24 de ore între cele două declarații au trecut. Înseamnă că... se întâmplă ceva, sunt niște informații pe care guvernul le are, că va fi bine, că domnul ministru de finanțe se răzgândește de la o zi la alta, probabil că ieri a fost pericol, astăzi nu mai este. O fi o tiparniță de bani la guvern și atunci lucrurile sunt rezolvate așa, că altfel nu mă explic, n-am alte explicații. Pe 15 octombrie, Marcel Ciolacu, pentru a dovedi că se poate trăi bine în România cu 100 de lei, s-a dus la supermarket și a cumpărat salam, nu o să spun mărcile, din motive evidente, a cumpărat salam, bere, ceapă, mere, cartofi, castraveți, salată verde, ouă, iaurt, brânză Telemea, a luat și o pungă de hârtie, a luat și o pungă bio, probabil pentru ceapă sau cartofi, și a cumpărat și o pâine de jumătate de kilogram. Bonul a costat 93 de lei. Era demonstrația pe care o făcea, repet, în România, 93 de lei și 50 de bani. Că în România se trăiește bine, uite cât de multe lucruri poți să cumperi cu 100 de lei. În 6 luni, în mai puțin de 6 luni, că nu este încă 15 aprilie, bonul a crescut cu 7%. În termeni de la lună la lună, de la aceeași lună la aceeași lună, anual, ar fi vorba despre 14%. Pentru că dacă ar fi făcut cumpărăturile în februarie 2023 și ar fi repetat cumpărăturile în februarie 2024, atunci scumpirea ar fi trebuit să fie de exact 7%. Numai că la el scumpirea a fost de 7% în 6 luni, asta înseamnă 14% pe an, asta înseamnă, domnule profesor Pârvulescu, că în detalii se ascunde diavolul, unele produse probabil s-au scumpit mai puțin, altele probabil că s-au și ieftinit, dar astea care ne interesează pe noi, gen salam, bere, ceapă, mere, cartofi, castraveți,
s-au scumpit cu mai mult, în așa fel încât media calculată de statistică să fie cea pe care o anunță în fiecare lună. Cum vi se pare? Mi se pare că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Cred că trebuie să precizăm lucrul ăsta, suntem primii. Am reușit să fim primii la inflație. Pentru că inflația medie în luna februarie, pentru că ați vorbit de ianuarie, februarie, în zona euro a fost de 2,8. Țările care au inflație mare sunt în general țări din Estul Europei, dacă exceptăm Turcia, evident, care nu e o țară a Uniunii Europene și are o inflație de 60%. Imediat după noi urmează Estonia, Polonia și Croația, dar care au la 5%. Deci inflația a scăzut în mod semnificativ în zona euro, în România nu a scăzut, dar să știți că răspunsul nu stă doar în deficit. Pentru că cea mai mică inflație este, printre țările care au cea mai mică inflație, se află și Italia. Ori deficitul Italiei e mai mare decât al României, de 7,5. Asta îl și consolează pe Marcel Boloș, chiar dă exemplul Italiei. Așa, bun, nici Franța nu stă mai bine, are și ea 5,7 și acolo inflația este mică, l-o fi consolând, dar acolo nu există inflație. Acolo inflația în Italia e 0,6 în luna februarie, adică nu este inflație. Am văzut și ceea ce bănesc ne surprinde pe mulți articole care se întreabă dacă nu cumva Italia devine motorul economic al Europei. Italia lui Meloni nu cumva devine motorul economic al Europei acum că motorul german pare să fie crimpat. Mă rog, important este că da, inflația crește, nemulțumirile cresc odată cu ea, pentru că prețurile cresc. Și aici vorbim despre, așa cum a spus și Ion Meioniță, politici inflaționiste. În principal, încercarea aceasta de control al prețurilor, și nu mă refer numai la controlul prețurilor la alimente, ci și controlul prețurilor la energie, care produc distorsiuni în ceea ce privește piața și aceste distorsiuni riscă să creeze pentru termen mediu și lung multe probleme economice. Pentru că, de fapt, la noi prețurile nu se așează pe o bază reală. Câtă vreme energia este subvenționată, dar uneori se ajunge la situația în care costul la energie este mai mare decât în țările unde nu este subvenționată, încep să apară aceste diferențe în prețuri, pentru că evident, pentru orice se produce, se cheltuiește energie. Fie energie electrică, fie energie termică, fie combustibil și așa mai departe, iar costul muncii este de asemenea destul de complicat de analizat. Se vorbea mai devreme de salarii. Sunt într-adevăr foarte mici în România. Trebuie schimbat, evident, modul în care se salarizează, dacă vrem într-adevăr să devenim competitivi și să intrăm în zona euro. Pentru că, uitați-vă, în zona euro lucrurile funcționează mult mai bine. De ce? Pentru că există instituții europene care reușesc să coordoneze politicile bugetare. La nivelul Uniunii Europene, sigur, se coordonează, dar în mai mică măsură. Semestrul european contează, dar nu este la fel de puternic ca Banca Centrală Europeană, care intervine pentru a menține totuși politicile guvernamentale într-un echilibru în toate țările care au euro. Ori noi nu facem deloc progrese, pentru că, evident, s-a spus și nu fac decât să reiau, avem un an electoral și ceea ce contează este ca lumea să fie fericită. Dar dacă inflația galopează, lumea nu o să fie fericită. Lumea nu are cum să fie fericită. Reiau topul despre care vorbeați mai devreme, domnule profesor, în Uniunea Europeană, cea mai mare inflație în România, 7,3%, urmează Estonia, 5%, Croația, 4,8%. Destul de mare distanța, diferența dintre prima clasată România cu 7,3% și Estonia cu 5%. Imediat coborâm la metrou. Imediat vorbim despre campanie. Dar înainte vă propun o declarație. Sunt foarte curios cum vi se pare. Declarația lui Marcel Ciolacu, făcută într-un interviu la DC News. Numai cine nu vrea nu muncește, țara este plină de șantiere. Lili Ruse. Numai cine nu vrea nu muncește, românii nu au de ce să se plângă că nu au locuri de muncă, țara este plină de șantiere. Foarte bine că este țara plină de șantiere. Probabil că așa e, nu știu care sunt datele despre șomajul în România, bănuiesc că premierul știe mai bine care sunt datele. Dar felul în care o exprimă iarăși este extrem de ciudat. Această lipsă de empatie cu oamenii, sigur că țara e plină de șantiere, dar te-ai uitat care este șomajul în rândul tinerilor cu absolvenți de facultate? Știi cumva dacă și pentru ei sunt locuri de muncă? Știi cumva dacă își dorește toată lumea să lucreze pe șantier,
Dacă asta este aspirația în viață a fiecărui om care termină liceu sau termină facultate, înțeleg acest îndemn la muncă, dar din el cumva răzbate ideea că românul este obișnuit să ceară și să aștepte la stat, să aștepte să-i dea statul. Ori nu e chiar așa. Și premierul știe foarte bine lucrul acesta, mai ales dacă se uită la cifrele, la datele referitoare la tinerii absolvenți care părăsesc România și care vor să părăsească România. Și atunci va avea o imagine foarte bună a ofertei pe care în acest moment România o face către tinerii, către tinerii cu diplomă, către tinerii educați. Înțeleg de aici că e ca pe vremuri, cum ne spunea Traian Băsescu, până la urmă toată lumea trebuie să muncească, trebuie să aibă diplomă universitară, să se orienteze către școlile de meserii. Cam ăsta e și îndemnul premierului Ciolacu. Deci toți cei care vreți să lucrați în alt domeniu, nu prea se poate, duceți-vă mai degrabă pe șantiere. Șantiere și metrou. Și metrou? Pentru că tocmai vorbeam despre candidatul PSD-PNL pentru primăria capitalei, Cătălin Cârstoiu, a repetat plimbarea cu metroul, a mers și astăzi cu metroul, cu un metrou ceva mai aglomerat. Cu această ocazie am văzut și că a plătit la intrare, l-am văzut la turnicheți, iată momentul, pare că a plătit cu telefonul, nu? Așa. Așa. Are telefonul în mână, deci probabil că au aflat cu între telefon. Timp că se poate plăti cu telefon. Cu telefonul a plătit și spune că va repeta gestul. Robert Kiș, te rog să ne spui povestea postărilor lui Cătălin Cârstoiu, spune că va repeta gestul și că i-a pregătit un loc, i-a păstrat un loc și lui Nicușor Dan. Bun, probabil se vor întâlni. Dacă va mai merge domnul Cârstoiu cu metroul, văd că a prins drag de metroul din București, se va întâlni probabil și cu Nicușor Dan, pentru că și Nicușor Dan înțeleg că merge cu metroul. E un lucru bun, dacă vrea să fie primar al Bucureștiului, să vadă la firul ierbii cum trăiesc bucureștenii, doar că vine într-un moment în care nu avem cum să nu ne întrebăm dacă este doar o mișcare de campanie. Și nu doar atât, dacă este și o mișcare de campanie proastă, pentru că domnul Cârstoiu a coborât la metrou după ce presa a semnalat faptul că circulă cu două mașini de peste 100.000 de euro, care o avere impresionantă. De altfel, chiar fusese surprins de colegii de la Hot News, coborând sau urcând într-una dintre mașinile respective. O mașină de peste 100.000 de euro, o marcă cunoscută, o mașină puternică. Și probabil pentru a-și spăla din imagine, candidatul Cătălin Cârstoiu a fost sfătuit să coboare la metrou, să circule cu transportul public în comun din București, pentru a fi în primul rând printre oameni, pentru a se cunoaște cu oamenii sau pentru ca oamenii să-l cunoască, să știe că există. Nu știu dacă funcționează. Iartă-mă, e o poză senzațională și am văzut-o mai devreme, în care doctorul Cârstoiu era în mijlocul unui grup de oameni, dar părea că e fotobomb. Dacă te uiți, ai senzația că este pus acolo, pur și simplu parazitează o discuție, cred că o să vedem imediat fotografia. Nu înțeleg și vă rog să-mi explicați, în toată experiența mea în campanii electorale, de când a devenit un gest de eroism, demn de campanie electorală, să mergi cu metrou? Aceasta este poza în care pare că este pur și simplu fotobomb, că n-are nicio legătură cu doctorul Cârstoiu, să ascultă conversația oamenilor din metrou. Nu e nimic nou sub soare. Eu mi-aduc aminte o campanie electorală de cu mulți, mulți ani în urmă. Cred că atunci a început chestia cu metrou și n-a purtat noroc. Pentru că era un candidat foarte în vogă și lumea umbla după el. Presa a fost anunțată că este un eveniment legat de metrou și s-a spus și unde să se ducă, ca să vadă ce se întâmplă. Și toată presa s-a dus la ora 8 dimineața, la un capăt al metroului, unde era o zonă industrială, unde trebuia să vină cu mulți oameni, și a venit metrou și nu era candidatul, pentru că domnul candidat s-a urcat în metrou și l-a luat în direcția opusă. Nu știa, habar n-avea. A ieșit singur în partea aia. O linie de metrou are două capete. Nu era nimeni. Da, lui s-a spus în ce direcție trebuia, a zis doar să ia metrou. Și prima poză e absolut nefericită cu domnul Cârstoiu când este singur în metrou și a generat reacțiile pe care le-a generat. În mod normal, nu trebuie.
pot să postez, dacă e postarea lui, nu știu dacă acea fotografie in-cam photos. E reală sau nu e reală? E reală, e reală. O fotografie surprinsă de in-cam photos, fotografiile deci e reală, nu este reală, absolut reală. Inteligența artificială. Nu, e modificată deloc. Deloc. Asta și este fotografia. Se și vede, este un om singur într-un metru. Ia, gol. Gol. E înfiorătoare. De ce ai pune asemenea fotografie? Nu știu ce face staful de campanie electorală. Parcă este inexistent sau îi dă numai idei care generează foarte mult umor. Într-o competiție a umorului electoral ar putea câștiga. E genială fotografia, dar nu e cea pe care și-o dorește. Trebuia să fie de la început în mijlocul oamenilor. Presupun că nici asta, da? Din spatele dumneavoastră, Ion Măioniță. Nici asta nici nu asta, pentru că se vede că n-are ce căuta acolo. El s-a dus, dar pare nu, prima întâlnire, dar, da? Exact. Dacă mergi la Paris, te uiți atent la schemă, că te poți pierde, dar la București nu e așa de complicat. Un candidat nu trebuie să... Poți rătăci că... Un candidat nu trebuie să fie... Multiplele magistrale pe care le are București. Nu... Bine, acum poți, dar a putut și acum 20 de ani. Problema e următoarea, nu trebuie să fie un candidat expert în comunicare și nici expert în imagine. Trebuie să aibă niște oameni care să-i spună, mergem la ora 8 la Unirii, scoți banii, plătești, te bagi, te îmbulzești cu oamenii acolo. Și mai ales nu scoți o banotă de 200 de lei ca să plătești 3 lei. Adică asta este prima regulă. Nu l-a întrebat nimeni. Nu știu, mai circulă banotă de 200. Circulă, că a plătit doctorul Căsăl. Bine că n-a scos una de 5. A plătit doctorul Căsăl. Sute, 500. Explicați-mi și mie, înțeleg importanța pentru bucureștenii. Poza asta este absolut dureroasă. Adică e greu de privit, e foarte greu de privit. Da, este singur și de... Da. Nu are nicio legătură. Așa arăți, în primul rând, înțeleg importanța pentru bucureștenia metroului, pentru că așa este. E un mijloc de transport în comun extrem de folosit. Dar totuși metroul, până la urmă, ține de Ministerul Transportului. Unu. Doi. Îl vrea la primărie. Îl spus vrea la primărie. Până atunci acesta mai este e. Motivul pentru care am mers la până metro. Atunci mai e. Dar ce să cauți așa în mijlocul oamenilor? Vrei să le transmiți că ești al lor. Nu poți așa, că uite, ești singur. Nu ești de fapt și de drept printre oameni, ești singur și stingher într-un loc în care se vede clar că n-ai ce căuta. Vrem și părerea domnului profesor Pârvulescu. Domnule profesor, scurt pentru telespectatorii noștri, odată cu fotografiile din prima serie, au apărut o grămadă de glumițe pe rețelele sociale, făcute pe seama candidatului Cătălin Cârstoiu, și astăzi am mers din nou cu metrou. Faptul că recidivează, dumneavoastră ce vă spune? Că cei din staful de campanie nu se opresc, nu vor să renunțe. Bineînțeles, dar să știți că fotografia de astăzi pare să fie cu staful de campanie. Pentru că este vorba de... Tinerele acelea pot fi din staful de campanie. Cred, sunt convins că sunt din staful de campanie, au încercat să realizeze această imagine ca să o umanizeze pe precedenta, pentru că știți, când se vorbește despre faptul că domnul Cârstoiu s-ar retrage din competiție și apare o fotografie în care este singur în metrou, oricât ar susține că nu este adevărat, fotografia nu face decât să demonstreze că e o problemă, că e singur, că e însingurat, că este părăsit. Așa că au vrut să creeze impresia aceasta a susținerii pe care o vedem aici. Evident, ține de povestea pe care vor să o spună, dar dacă noi tălmăcim povestea, înseamnă că povestea n-a mers. O poveste trebuie să fie povestită. O poveste nu trebuie să fie decriptată. Când ajungem să o decriptăm, înseamnă că a fost o poveste nereușită. În campanie trebuie spuse povești, dar poveștile trebuie să prindă la publicul lor. Această poveste cu un medic miliardar care se plimbă cu metrou nu prinde la niciun fel de public. Imediat după publicitate vom vorbi despre o poveste a unui fake news, a unei dezinformări rusești, care dă rezultate în România. Foarte interesant ce s-a întâmplat, dar mai avem 2 minute la dispoziție și vă propun să ne uităm la un panou electoral, județul Dolj. Pe un panou electoral din județul Dolj apar 3 reprezentanți ai Partidului Social Democrat și unul de la Partidul Național Liberal. Este vorba de la Partidul Social Democrat, cum ați ghicit, despre Lia Olguța Vasilescu, PSD, candidată pentru primăria Craiovei, soțul care este europarlamentar și candidat pentru alegerile europarlamentare, Mihai Tudose, PSD-istul care deschide lista candidaților pentru europarlamentare și
Rareș Bogdan, nu Lili Ruse, nu este un trucaj, este o fotografie reală. Acest panou există cu adevărat în județul Dolj. Este suficient de dezolantă imaginea astfel încât să nu-mi treacă prin cap că e un fake. Se vede clar că e de la noi din țară. Câmpul ăsta a părăsit plin de gunoaie. Plin de gunoaie și cu patru lideri politici care nu știu ce ar putea să transmită acolo în mijlocul câmpului. Suspendați într-un tablou din ăsta. Ținem cu România, ținem cu România, ținem cu Craiova. Ok. Și de aici, mai departe, acum, domnul profesor are dreptate. Care e povestea acestui panou? Ce ne spune acest panou? Se și vede foarte clar că poza n-a fost realizată împreună toți cei patru. Teoretic, asta ar fi trebuit să transmită, că se vede că spuse alăturat imaginile. O alianță artificială cu o campanie artificială și cu un mesaj artificial. Așa bănuiesc că așa va rămâne toată campania asta. Mi se pare totuși jignitor pentru noi ca electorat că nici măcar nu fac eforturi să ne mintă mai frumos, să ne ofere niște imagini mai frumoase, să ne ofere niște povești pe care chiar dacă nu le credem, măcar să ne facă plăcere să le auzim. Trebuiau să precizeze cu care Craiova țin. Mititelu, Rătaru. Aici e o problemă de campanie. Care Craiova? Că-s două. În ordinea de lectură îl avem pe primul candidat, al doilea candidat, doamna primar și Claudiu Manda, nu știu pe ce loc. Al patrulea. Și al patrulea candidat. Claudiu Manda, care cred că deține un record în Parlamentul European, cred că a vorbit vreo 30 de secunde în 5 ani de mandat. Cred că putem să-i mai dăm un mandat să mai vorbească 30 în următorii 5 ani. Da, apropo de povești. N-am verificat dacă sunt exact 30 de secunde, da. Dar oricum puțin. Acolo. Sub un minut. Apropo de povești, această fotografie ne spune până la urmă povestea... Coaliției și povestea de dragoste dintre... Ia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Sunt soți. E un cuplu. Celălalt nu este cuplu. Vrei să sugerezi ceva? Este doar un cuplu politic, Mihai Tudose și... De mare verdură. Da. Pauză scurtă și ne întoarcem cu povestea acelui fake news. O dezinformare, o încercare, un test. Ne lămurim imediat, vă oferim detaliile. A pornit din Rusia și dă rezultate pe rafturile magazinelor din România. S-a întâmplat așa. În magazine au apărut niște anunțuri. Nu mai distrugeți iepurașii de ciocolată, pentru că înăuntru veți găsi tot ciocolată. A apărut o glumă. Pentru cei care nu sunt la curent cu mersul TikTok-ului, pentru că acolo s-a întâmplat totul, filmulețe distribuite de canale rusești arată cum părinții le fac copiilor niște surprize. Pun sume importante de bani în figurinele de ciocolată, ouă de Paști sau, cum se vede aici, un iepuraș. Și iată cum copilul găsește înăuntru un fișic de bancnote. De aici, atât de prizate au fost aceste filmulețe, după cum vedeți, este, filmulețul ăsta apare pe un profil care se numește Xoxo Alia și așa mai departe. Colegii care au făcut documentarea ne-au spus că sunt conturi, sunt profiluri din Rusia, care au legătură cu Rusia. Atât de prizate au fost aceste filmulețe, știți că pe TikTok ele sunt foarte scurte, da? Mai mult decât ce ați văzut adineauri, nu e. Încât oamenii de la noi au crezut că dacă merg la supermarket și rup iepurașii de ciocolată, o să găsească fișicuri de bani. Cum îți poți închipui așa? De ce ar face cineva așa ceva? Cum ar putea cineva să pună bani pentru cât costă un iepuraș de ciocolată? Pentru mine nu se leagă, este... Iepuraș cu surprize. Nu e explicabil. Dar faptul că niște filmulețe distribuite pe conturi rusești au fost atât de prizate în România, încât i-au făcut pe unii să treacă la acțiune, asta îți dă de gândit. Ion Meioniță. Și îți dă de gândit cum poate să fie destabilizat o țară cu câteva filmulețe pe TikTok. Pentru că dezinformarea, utilizând aceste canale care sunt foarte prizate de oameni, nu numai de generația tânără, acum încep tot mai mult să aibă conturi TikTok, arată foarte clar că ne aflăm de fapt în fața unei bombe atomice. Deci dezinformarea pe aceste rețele poate îngenunchea o societate. Și asta e una soft.
te duci și sigur ajunge populația să se ducă să rupă acești iepurași de ciocolată în magazine. Deci creează niște pagube, dar totuși nu e chiar așa de grav. Creează niște pagube celor care vând și așa mai departe. Gândiți-vă la alte tipuri de mesaje care pot duce la nemulțumiri, la ieșiri în stradă, la crearea unei percepții false despre realitate, complet false despre realitate. În acest stadiu suntem. Iar România este una dintre cele mai dependente țări de rețelele sociale și una dintre societățile care crede cel mai mult în aberațiile care se răspândesc cu o viteză uluitoare pe aceste rețele. Cu cât sunt mai tineri, de oamenii ce spun că folosesc rețelele pentru a se informa. Deci păi de acolo și-au da, informațiile. Pentru a se informa cu, asta e fereastra lor către cu o lume. Informație otrăvitoare. De fapt, intoxică. Asta se întâmplă. Și este una dintre cele mai teribile arme care au fost inventate vreodată pentru a intoxica populația. Gândiți-vă câți oameni se uită pe cer și consideră că dârele lăsate de avioane sunt produse chimice. Sunt produse chimice. Câți cred cum a fost și celebru exemplu pe care l-am discutat acum o săptămână, puiul galben. Puiul galben putea să producă în România o reacție extrem de dăunătoare pentru economia națională, afectând singura industrie din România care satisface nevoile de consum ale populației. Nu mai spargeți iepurașii de ciocolată, pentru că înăuntru este chiar ciocolata însăși. Nu suntem deloc pregătiți, nu înțelegem cum funcționează aceste mecanisme de manipulare și practic absorbim tot. Și ne duce la asemenea reacții. Gândiți-vă că avem toate rândurile de alegeri în acest an. Corect. Gândiți-vă cum vor alege foarte mulți dintre noi uitându-se la astfel de filmulețe. Domnule profesor Pârvulescu, povestea asta e preocupantă pentru că una e să consumi TikTok și alta e să treci la acțiune împotriva oricărei urme de rațiune. Asta este pur și simplu te lasă cu gura căscată. Cum vedeți dumneavoastră? E un moment foarte bun să aduceți în discuție problema aceasta, pentru că de câteva săptămâni, la sfârșitul lunii martie, cred că de pe 20 martie, începe să funcționeze și în România directiva privind serviciile online, directiva europeană, ceea ce înseamnă că din acest moment o autoritate românească, alături de autoritățile europene, se ocupă de rețelele și platformele sociale care trebuie să modereze conținutul. Din câte am înțeles, rețeaua despre care vorbiți, TikTok, chiar astăzi am vorbit cu un europarlamentar care se ocupă de acest lucru, Alin Mituță, spunea că cei de la TikTok au spus că au angajat deja 100 de moderatori care or să începă să modereze conținutul și să intervină acolo unde lucrurile scapă total de sub control. Dar una este moderarea conținutului și noi în Uniunea Europeană, deci în România, vom fi pionieri din punctul ăsta de vedere și alta este credulitatea pe care o vedem. Sunt creduri? Sunt creduri? De fapt e o întrebare. Oare chiar pământul e plat? Știți, de când rețelele sociale există, oamenii au început să creadă în mai mare măsură că pământul este plat. Au trecut de la 2% la 12% și în ritmul ăsta, curând o să ajungă majoritatea. Un sociolog de la Ipsos, o să mă refer imediat la un sondaj Ipsos care a apărut acum două zile, Bobby Duffy, a scris o carte care este tradusă și în limba română, se numește Pericolele percepției. De fapt, oamenii, eu, dumneavoastră din studio, cei care ne privesc, toți cădem pradă pericolelor percepției. Avem percepții greșite. Majoritatea percepției noastre sunt eronate. Iar această tendință crește odată ce vorbim de mediere, de rețelele sociale și de platforme. Și acum spuneam că o să mă refer la un sondaj care a apărut acum două zile, un sondaj Ipsos, realizat la nivelul european în 18 țări, privind modul în care societățile europene din cele 18 țări se raportează la Comisia Europeană și la reacția acesteia față de COVID. Dar mai este o chestiune interesantă pe care puteți să o urmăriți acolo, cei care sunt interesați. Există și o legătură între percepțiile pe care le-au avut despre COVID și preferința pentru partide europene. Și o să vedeți, nu-i nimic surprinzător că cei care
au percepții negative legate de Comisia Europeană, România este fruntaș aici, 41% percepție negativă despre, și aici România e fruntașă, nu numai la inflație, ca să vedem așa, 41% o părere negativă despre modul în care Comisia Europeană a gestionat COVID față de 10% percepție negativă în Portugalia. Invers, în Portugalia au 74% o percepție pozitivă despre cum a gestionat Comisia Europeană criza COVID. În România este însă a doua țară, după Cehia, 28% au o percepție pozitivă, 24% în Cehia. Din nou, o să vedem că țările în care propaganda rusă reușește să se impună sunt țările care au o percepție negativă asupra COVID-ului și există, mi se pare iarăși o chestiune asupra care merită să medităm, o corelație între corupție și viziunea despre COVID. Cu cât țara în indicele Transparency International este percepția corupției este mai mare, cu atât poziția față de Comisia Europeană este mai negativă. Și asta ne spune ceva despre ce? Despre modul în care oamenii se raportează la problemele importante. Sigur, poveștile despre care am vorbit în prima parte a emisiunii sunt interesante, cele electorale. Dar sunt probleme, într-adevăr, importante pe care le ratăm. Nu le discutăm. Campania și stafurile de campanie vor să ne inducă în eroare, să nu discutăm despre lucrurile importante și încă o dată să ratăm posibilitatea de a avea o discuție serioasă despre ce vom face în următorii 4-5 ani în România. Este aici și o problemă a partidelor, pentru că odată cu niște sondaje care ne arată cât de bine stau în materie de TikTok anumite partide, celelalte au senzația că pierd trenul și este o inflație de conturi care au apărut acum ale marilor partide care vor să... Știți, era o întrebare pe care mai mulți jurnaliști bătrâni le puneau jurnaliștilor mai tineri când țineau neapărat cei tineri să publice pe rețelele sociale. Cei mai în vârstă îi întrebau, dar tu pentru cine lucrezi? Pentru rețelele sociale sau pentru publicația ta? Ocupă-te de publicația ta. Așa și aici. Care-i treaba cu TikTok-ul ăsta? Chiar sunt acolo alegătorii? Dar vrei să te adresezi alegătorilor cu un minut de film? Da. Ce poți să faci? Sigur, este cel mai ușor. Cel mai ușor să faci asta, să te adresezi așa, într-un minut de film, în care să pui tot felul de imagini, să pui tot felul de informații, fără legătură între ele sau informații false, și să induci mesajul pe care tu îl vrei. Faci într-un minut, costuri foarte mici și cu posibilitatea ca mesajul tău să ajungă la o grămadă de lume la care altfel nu ar ajunge. În România, dezbaterea despre TikTok nu există. Mă uitam, sunt o mulțime de studii în Statele Unite despre efectul TikTok asupra copiilor. Există deja un termen psihologic, creier de TikTok, făcut pentru copii. Acest tip de filmuleț de un minut, care le afectează creierul într-un mod profund, îi face să simtă o permanentă nevoie de altceva. De altceva. Sigur. Cu o rapiditate uluitoare. Îi rupe efectiv de mediul înconjurător. Efectul asupra publicului mai în vârstă este faptul că ți se livrează un conținut fără niciun fel de fact-checking. Nu știu, dacă nu ai informațiile suficiente, poți să crezi absolut orice dacă este împachetat frumos. Iar cele două mari partide, PSD și PNL, după această dezbatere privind succesul AUR pe TikTok, reacția lor a fost că ar fi bine să fie interzis. Din alte motive. Plouă, din alte motive să fie interzis. Să fie interzis, sigur că nu din pricina... Unul dintre argumente, apropo de tot ce ai spus până acum, fiind acela că în China TikTok-ul are o altă formă, este cu totul altfel decât este în lumea occidentală, semn că chinezii vor să facă ceva cu platforma asta, cu mințile celor din Occident. Da. Uitați-vă că, suprapus peste tot ceea ce s-a spus, trăim și în epoca inteligenței artificiale și nu doar atât, în epoca deepfake-ului. În momentul de față, deepfake-ul este o problemă mai mult decât reală, pentru că a ajuns la acea calitate deepfake-ul în care nu mai poți să distingi realul de fals.
deja sunt făcute atât de bine, chiar spunea recent directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, faptul că colegi de-ai săi din instituție i-au făcut un deepfake în care el nu se recunoștea că este deepfake, în care vorbea în 7-8 limbi fluent, fără să se sesizeze pe videoclipul respectiv vreun fel de diferență între realitate și acel deepfake. Dincolo de aceste lucruri, pe TikTok sunt fel și fel de trenduri. Vedeam în Statele Unite că acum există o mare problemă cu niște filmulețe virale care îndeamnă la violență împotriva femeilor. Femeile din New York sunt lovite cu pumnul în față pe stradă pentru că este un trend pe TikTok. Iată probleme mult mai mult decât cele de manipulare, de violență. Într-adevăr, TikTok-ul este o problemă reală, nu doar la nivel național, nu doar în România, peste tot în lume. Se dezbate această problemă. Poate ar trebui și noi să o dezbatem mult mai mult. Situație dramatică pe front. Generali, militari de rang înalt, citați de Politico, spun că oriunde, pe linia frontului, ar încerca rușii cu forțe masive să rupă, ar reuși. Atât de dramatică este situația ucrainenilor și aici vin mai multe informații referitoare la, de exemplu, Institutul pentru Studiul Războiului. Ne spune că în ultimele două săptămâni rușii au concentrat forțe în anumite zone ale liniei frontului. Este vorba despre soldați, mulți soldați și blindate, tot ce știm imediat ce urmează. Cât de gravă e situația? Vă spunem imediat, rămâneți cu noi!